constituiți, doamna secretară? Da. Și putem să începem lucrările ședinței, desfășurarea lucrurilor ședinței noastre. Da, numai puțin. Îi dau citire doamnei secretare să prezinte procesul verbal din ședința anterioară, după care doamna președintă Botul Gabriela va prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc! Încă o mică precizare, domnii Ungurul Viorel și cu legenarul Nicu lipsesc motivat la această ședință. Am vorbit cu Sărceanu Neauri și mi-am comunicat motivul pentru care lipsesc astăzi de la această ședință. Voi da citire procesului verbal al ședinței ordinare din 1 decembrie. Proces verbal, mai vă rog. Noi am uitat din cauza luminii. Mai departe. Da, din suflet, vă rog. Da. Proces verbal încheiat astăzi, 22 decembrie 2016, la sediul primăriei Comunei Călărești, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului Local, care a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 262 din 16 decembrie 2016. Ședința a fost convocată în temeiul articolului 39 alinia 1 din legea administrației publice locale. La ședință participă 12 consilieri locale aleși, lipsește motivat domnul Vicențu, Torvăș Vicențu Florin. Președinte de ședință este domnul Ungru Viorel. La ședință participă din partea mass media, exclusiv SBR. Consiliul local este legal constituit în conformitate cu prevederile articolului 41 și își poate desfășura lucrările. Ședința este deschisă de doamna primar, care dă cuvântul doamnei secretar. Doamna secretar dă citire procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local, care a avut loc în luna noiembrie 2016. După citirea procesului verbal, solicită domnilor consilieri aprobarea. Nu sunt obiecții, nici discuții, se supune la vot procesul verbal, care este aprobat în unanimitate de cei 12 consilieri locali prezenți. După citirea procesului verbal, aduce la cunoștință domnilor consilieri suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte de hotărâre. Solicită aprobarea introducerii pe ordinea de zi a celor două proiecte de hotărâre. Se supune la vot propunerea doamnei secretar, care este aprobată în unanimitate. Se trece la citirea ordinei de zi de către președintele de ședință. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie. 2. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2016. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017. 5. Proiect de hotărâre privind zonarea intravilanului și extravilanului Comunei Cărcărești. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Cărcărești în adunarea generală a de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. O proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management a Deșeurilor Solide în județul Bacău. Și 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Adis Bacău pentru anul 2017, de 9 puncte, având ca inițiator primarul comunii. Nu sunt obiecții, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată în unanimitate de cei 12 consilieri locali prezenți. Se trece la punctul 1 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 2 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile.
se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții unii discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 4 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții unii discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 5 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt obiecții unii discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile. Se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 6 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre. Nu sunt discuții, nici obiecții, se solicită avizul comisiilor care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 7. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre, nu sunt obiecții, nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre, nu sunt obiecții nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul 9 al ordinei de zi. Doamna secretar prezintă proiectul de hotărâre, nu sunt obiecții nici discuții, se solicită avizul comisiilor de specialitate care sunt favorabile, se supune la vot proiectul de hotărâre care este adoptat în unanimitate. Se trece la punctul diverse. Domnul consilier Balinte Ungel dorește să afle cât timp va avea garanție lucrarea de la Căminul Cultural din sat Bacna și cum va arăta gardul. Doamna primar răspunde că se va documenta în ceea ce privește termenul de garanție a lucrării și va da răspunsul în ședința următoare. În ce privește gardul, acesta va fi din lemn în partea din față, din tablă pe laterale și din plasă în spate. Domnul consilier Balint Eugen mai întreabă ce s-a hotărât în ce privește achiziționarea terenului de lângă Căminul Cultural din sat Bacna în scopul realizării unui parc pentru copii. Doamna primară răspunde că a discutat cu proprietarul terenului, dar suma cerută este foarte mare, respectiv peste 20.000 de euro, iar în acest moment nu se poate achiziționa. Domnul consilier Alexi Ambrozie ridică problema încălzirii Căminului Cultural din sat Nicorești. Doamna primar răspunde că va avea în vedere acest lucru și deficiența va fi remediată. Domnul consilier Lenge Mihaelis ridică problema amenajării șanțului și a fântânii de la parohia din sat Satonou pe drumul ce duce spre cimitir. Am reținut bine, nu, domnul Lenge? Doamna primar răspunde că va avea în vedere această problemă. Nu mai sunt discuții, se fac propuneri pentru președintele de ședință pentru lunile ianuarie-martie. Domnul Lenghe îmi propune pe doamna Botoș Gabriela, nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea domnului Lenghe și se aprobă în unanimitate. Nu mai sunt alte discuții de pentru care Consiliul Local își încheie lucrările ședinței. Dacă sunteți de acord cu redactarea procesului formal al lunii decembrie, vă mulțumesc mult de tot. Acum dau cuvântul doamnei de președintele ședinței ca să citească ordinea de zi. Având în vedere dispoziției primarului numărul 16 din 20.01.2017, sunteți convocați la ședința cu ordinară a Consiliului Local al Comunei Părgărești, care va avea loc joi, 26.01.2017, ora 9.30, în sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Părgărești, cu următoarele ordine de zi. Inițiator, primarul Comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Părgărești pentru anul școlar 2017-2018. Inițiator, primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea profesională a secretarului Comunei Părgărești pentru anul 2016. Inițiator, primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Onești în calitate de membru al Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia.
inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017, inițiator primarul comunei. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă mulțumesc. Pentru mai multe operativitate, am să fiți eu la completarea proiectelor de hotărâre. Cu vederea adoptării acestora, deci cum îl pun pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Târgăriști pentru anul școlar 2017-2018, după cum știți de la ședința de comisie, în rețeaua școlară pentru anul 2017-2018, deci modificarea care este față de anul școlar anterior este lipsa a două clase la școala de la Satu și la școala de la Nicorel, respectiv. Școala gimnazială Dumitru Mărtinaș, număr total de elevi 118. Școala gimnazială Constantin Mușat, număr 78, număr total de elevi. Grădinița cu program normal Satul Nou, 35 de copii. Grădinița cu program normal din Nicorești, 18. Din Pârgărești, 20. Din Bahna, 18. Și din sat Pârgu Borghii, 15. Dacă sunteți de acord cu... Vă mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului comunei. Evaluarea funcționarilor publici se realizează în fiecare an pentru anul anterior, respectiv în perioada ianuarie 31 ianuarie. Astfel că și în acesta se propune evaluarea secretarului comunei pentru perioada 31 decembrie 2016, care va fi făcută de către primarul comunei, conform anexei la prezenta hotărâre. În urma evaluării profesionale, doamna primar propune nota finală 4.85, respectiv un calificativ de evaluare de foarte bine. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu această evaluare profesională, vă mulțumesc. Al treilea proiect de hotărâre este primirea UAT Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și modificarea constituției statutului acesteia. După cum știți, și noi, alături de alte 57 de localități, suntem membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău. Municipiul Onești dorește ca să adere la această asociație în calitate de membru, motiv pentru care trebuie modificat actul constitutiv și statutul acestei asociații. Dacă sunteți de acord cu primirea UAT-ului ca membru, vă mulțumesc mult de tot. Și ultimul proiect de hotărâre. Nu ne ajută cu nimic. Bine, pe noi nu. Pe noi. Cu ce ne ajută? Pe noi nu ne ajută cu nimic. Da. Ultimul punct pe ordinea de zi, completarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017. Se completează programul anual. După cum urmează, la capitolul 1 se completează cu punctul 33, achiziționare registre de intrare reșire, achiziționare registre de predare corespondență și documente de prezență. Și se completează în capitolul 3 cu punctul 7, respectiv servicii de evaluare drumul Sătești în Comuna Pungărești, care au fost introduse în inventarul domeniului public din satul Nicorești spre strada Petru Rareș, zona de la Troiță spre satul Nou, spre Bazine și spre Cicera, precum și spre Islaz la domnul Galu Aurel. Este vorba despre cele patru terenuri, cele patru drumuri care au fost introduse în domeniul public în luna octombrie și aprobate de dumneavoastră, pentru care este nevoie o evaluare de integrat. Motiv pentru care se va solicita un evaluator expert să facă această evaluare.
dacă sunteți de acord cu completările propuse în programul de achiziție. Vă mulțumesc mult de tot, la punctul de vedere, puteți să luați cuvântul, îmi doriți. Deci nu trebuie să vă faceți niciun fel de problemă. Deci, domnul avocat, care ne-a reprezentat în procesul cu dânsii, le-am dat hotărârea judecătorească pe care am dat-o, rămâne ca acesta să o legalizeze, înțelegeți, la judecătorie, după expirarea termenului de 30 de zile, pentru calea de atac următoare, dar presupun că n-au mai făcut, încă n-am primit niciun fel de citație, ca să știm dacă această asociație tineretul Casa de Piatră a făcut recurs la această acțiune. Recurs s-a făcut după ce a luat în ședință. Nu. N-au mai făcut nimica, deci nu au mai... De-aia vă spun. N-am primit nimica. Nimica nu s-a primit. Înseamnă... Sperăm să nu fi făcut nici în perioada asta de așa. Da, ei de bună voie. Hai să facem ședință. Păi tocmai de aceea v-am zis, oricum, avocatul ne va aduce... hotărârea, după care noi o să, dacă este vreo modificare în ce privește comisia, adică dacă vreunul din domnii consilieri care a fost nu mai este acum consilier, o să facem modificările tot la fel prin hotărâre din consiliu și după aceea o să facem efectiv preluarea. Deci, da. Că întreabă și lumea. Da, înțeles. Să știi ce se răspunde. De aceea v-am și spus. Da. După ce va fi sentința civilă. Se poate rezolva cu poleiul de drumurile comunale. Tabelul care dă drumul. Poleiul de pe drumurile comunale. După ce va fi legalizat, așa, o rămas avocat, după ce va fi legalizată, vom face un, eu știu, un proiect de hotărâre, să facem o comisie. Și atunci vom prelua. Efectiv vom prelua. Da. Acel tabel de care ziceți dumneavoastră, nu știu în ce măsură va putea. El se la Nea Tom, așa zis că predă la primărie, dar zic că aici deci să fie respectat datele care au munții de data aceasta, acel tabel, chiar nu ne... așa mă bucur pentru această sentință, de nu aveți cum. Nu, chiar mulți au zis care să-l programați pentru nuns, deci când ajunge la primărie, ca să știe exact, de exemplu, ce au de făcut. Da, este foarte clar că renovarea acelui cămin se poate da, clar că o să se facă acum. Nu știm în ce măsură vom putea respecta acele abilități făcute, pentru că noi dacă nu avem, nu corespunde nu corespunde normelor PSI acel spațiu și Doamne ferește de se va întâmpla ceva, noi suntem pasibili de amendă și alte chestii. Deci e riscant. Nu știu cum vom putea autoriza sau cum vom putea obține acea autorizație de funcționare pentru această sală. Da. Asta este e cu risc. E cu risc. Să ne vedem cu clădirea patrimoniul nostru, prenuată, nu, că preluată, e patrimoniul, este prenuată și după aceea trebuie, necesită intabulare și pe urmă proiect pentru reabilitarea căminului public. Ca să poată funcționa legal. Scopul nostru ăsta este că doar nu preluăm ca să-l ținem acolo închis. Scopul este să dăm liber, eu știu, funcționării. Au copii care trebuie să aibă mulți. Au venit multe persoane care ne spun. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că după ce va fi preluat, se vor stabili din nou taxă de închiriere a căminului culturar. Dar noi trebuie să înțeleagă că nu se poate face până la august să aibă nuntă ca la restaurant. Că mulți așa cred că gata, lua primăria și va fi gata în august. Nu să fie renovat. Nu e vorba de asta. Deci tabelul ce se aduce, deci de la domnul Toma să fie respectat. Nu e. Nu, asta nu se poate. Asta e, nu ai cum. Deci așa ceva nu se poate. Nu există condiție. Atingere? Asta nu este o condiție, da, pe care să ne o poată impune. Nu, nimeni nu poate impune așa ceva.
Înțeleg? Ca să respecte lista. Ca să fie respectată acea listă. Ca să nu și două adică, lista da. Poate fi respectată, sala nu corespunde. E vorba de păi sala nu corespunde. Atunci, să fac la de demers. Nu corespunde normelor PSI. I-am înțeles. Nu preluați până nu respectați lista. Ați înțeles? Nu preluați căminul până nu se respectă lista, să nu se mai facă înscrieri de acum încolo. Păi tocmai. Păi oamenii rămân pe drumul. Nu se până a buscat să faci multă oră. Dumneavoastră înțelegeți că niciodată la modul cum arată acel cămin cultural în acest moment, Direcția Sanitară de Sănătate Publică nu ne va da niciodată aviz. E foarte clar. Păi nouă, dar lor ce nu nouă. Păi nouă ne dă. Și pentru că în momentul în care se poate scrie ceva, nu o să mai lăsăm să facă. Da, dacă sunt locuri, că sunt vreo 3 înscrieri la căminul. Da, de-aia vă știi. Și face din punctă. Și sperăm ca și căminul din la vară să recepționăm până atunci. Dar cum să? Știi, până la vară, că atunci ai perioada cea mai încă. De-aia vă știi. De-aia vă știți. Mai avem ce mi-aș propune pe data de 20 să... Deci la cămile de Nicoreș. Nu, eu nu am voie de data. A, da, trebuie timp după... După ce îți vorbim, faceți o cerere și cum să nu. Și se depune la caserie fără problema asta. Dar nu, adică nu puteți înțelegeți ca să... Dumneavoastră m-ați înțeles, de aceea am și spus atât de clar. Înțelegeți, da? Ca să nu apară alte discuții ulterioare. De ce? Cum? Deci, anul trecut vă dați seama dumneavoastră, știți cum arată căminul de la Nicorești. Doctorul care îl avem noi pe zonă, deci a venit la primărie, am discutat cu acesta, ne-a lăsat așa o mică porniță ca să se închid cumva vara, dar asta nu înseamnă că... Deci ne-a făcut o favoare, da? Și ne-a lăsat ca să termine cu aceste... Campania anunților. Cu campania anunților, urmând ca pentru acest an, dacă se dorește, înțelegeți, ca să se mai facă acolo petreceri de acest gen, să obținem autorizație. Pentru că nici măcar pentru căminul de la Nicorești nu există această autorizație. De aceea v-am zis. Dar nu se compară Nicoreștiul, care este dotat și e cămin nou și îndeplinește... din punctul ăsta de vedere toate condițiile cu satul nou. De aceea v-am spus. Adică pentru Nicorești, până în vară când încep munțile, se va obține această autorizație. Satul da? Nou și peste 200 de metri pătrați. O să fie nevoie și de autorizație. Păi tocmai și PSI adică și acele avize care sunt, dar asta v-am explicat pentru căminul cultural de la Nicorești va fi mult mai ușor, mai ales de obținut aceste avize. Da? Dacă suntem tot la capitolul da. Cămin, da. Căminul din Bahna, e terenul din spatele căminului. S-a făcut gardul, delimitarea terenului, undeva la jumătatea terenului, partea de jos. Așa mi s-a spus, eu nu știu unde e și cât ține terenul. Și cât. Eu cred că trebuia îngrădit tot terenul, nu jumătate. O fi în proiect, nu o fi în proiect, nu știu. Și cred că în proiect e trecut să se facă la gard fundații. S-au bătut pur și simplu țevile în pământ și s-a turnat o bordură de beton. Mi s-a spus, n-am reușit să ajung acolo să văd ce și cum. Să vă dau răspunsul bun? Vă dau pe locul. Da? Am fost cu domnul viceprimar, sigur că am văzut. Le-am atras atenția și cu fundația, le-am atras atenția și cu gardul. În proiect nu este prevăzut gardul până în... să înconjoare toată incinta. Noi, inițial, așa am vrut. Să facem, să înconjurăm toată incinta, iar în spate acolo să facem un loc de joacă pentru copii, cum v-am mai spus. Ei au spus că în proiect nu este prevăzut acel spațiu. Ne-am supărat și noi pe ei, pentru că au pus acel gard de metal și fără să fie o portiță de acces. Pentru a amenaja în spate acolo. O zis că ori să revină, ori să facă și portița de acces, dar rămâne ca noi, după aceea, să facem, eu știu, un act de contract, pentru că depășesc valoarea contractului și atunci nu este corect pentru cei care au mai licitat la aceste lucrări. Dacă ar depăși valoarea contractului, ei trebuie să se încadreze în valoarea contractului, nefiind de la început, cuprinsă toată partea aceea, ei nu pot să facă. Și acum rămâne să vedem după aceea, după ce vor termina lucrările, să vedem cât ar costa
Și da, cu cine vom face? Dacă vom face tot cu dânsii să continuăm, dar ne trebuie un alt contract pentru asta. Clar. Și aș, tot cetățenii m-au întrebat ce s-a făcut cu materialele care s-au luat de acolo, de exemplu, cu piatra, cu stâlpii de la gard. Piatra. Și erau patru stâlpi ce se fac o anexă la căminul vechi. Și s-au luat și aia. Piatra se putea folosi, de exemplu, pe părău, la un zid de sprijin. Era piatră suficientă, piatră de slănit, cioplită, pietre mari. La, acolo trebuia făcut doar o fundație pentru zidul respectiv și piatra pur și simplu clădită la zidul de sprijin pe părău. Piatra este creată aici, în curtea școlii. Avem amenajat aici. Stâlpi și garduri sunt în spatele clădirii. Trebuie să ajungem la părtul. Să vedem unde îi vom depozita. Poate vor rămâne acolo. Poate cu acea plasă de gard, cu forțe proprii, vom face diferența de gard. Plasă de gard, nu știu dacă se mai poate folosi, dar cel puțin stâlpi. Sau și la școală jos. Și acolo trebuie de făcut gardul. Poate folosi acolo. Sunt acolo, sunt în spate, ne-am uitat, am văzut, da, sunt acolo, sper că în perioada asta să nu le fi luat, de când? Că ei au sistat lucrările, având în vedere și vremea de afară, perioada iernii au sistat deocamdată lucrările, plus că noi trebuie să, acum suntem în procedurile, documentația facem pentru a trage curentul acela de 380, tocmai de la vale de la școală. Și pentru asta, știți că ați aprobat modificarea planului de achiziții, e în jur de 400 de milioane acea lucrare. Numai acea lucrare... Trage de la școală, cum înțeleg? 380 de la școală, de ce? De la... Dar nu trebuie stârpul, punem cu doare 5 fire. De la transformator. De la transformator trebuie să vină, se face... Și fără avizul e oriului. Mă, la vecinul ăla, Gheorghe, la moară, au venit electricienii și de pe pac s-au legat, au făcut o pâine la porții. Nu poate decât cu 2-2. Dau alt exemplu. La Tisești, la 5, tot la fel, a agățat două faze, un mur. S-a făcut documentație, eu nu specialist. S-a făcut documentație. Dar documentația se face ca să... Tot așa se face. S-a făcut documentație și sigur nu pentru dumneavoastră, nu vorbesc. Eu vorbesc de ei, de la Ion. Avizul e onului. Documentația așa să fac, numai trebuie chemat și un alt, o să mă interesez eu, de la dirigori, de la lucrează cu trebuie. Băi, chiar așa să face, să trage de la un kilometru? Poate să nu afecteze cetățenii, cine știe la rețea? Cine știe? Păi da, doar că nu. Da, se poate și asta. Păi, se poate, că poate afectează cetățenii. Să ia direct de acolo. Se poate forma din... Nu cred că ar fi fost, dacă n-ar fi fost nevoie, nu era nicio problemă. Dar s-a făcut demersuri legale, nu că cineva a vrut să tragă de la școală. Acolo este transformatorul. Și de acolo trebuie venit din acel transformator. Fir separat. Categorii sunt primele. Și toate avizele, astea costă de 400 de documentații. Când venit, au legat două faze. Nu, de coboare, te în față, poate, da. Da, depinde de ce capacitate, depinde, eu știu ce putere. Și când mergem oara, nu mergem așa. E centrat, iar asta este instituția din cauza. E centrala pe care e bomba. Nu știu, da. Și asta e adevărat. Acum V-am spus mai o două luni de zile înainte, folia. Folia așa a rămas cum am lăsat-o atunci. Folia de anticondens care trebuie să vină în jdeaf. Așa a rămas exact cum am făcut-o atunci. Și mai sunt mai mult. Mi-a spus cineva că e ușa de la baie. Într-adevăr, toate ușile din clădiri din astea trebuie să deschidă spre exterior. Și nu e bine. O să dea în nas cuiva cu ușa respectivă când
Unde era baie? Da. Eu n-am văzut, nu știu, mi s-a spus. Că am vrut să intru, dar eram cu iar și sar gardul să intru eu. Rușine. Doamne, uite că n-a fost atentă, să știi că am intrat acolo. Nu, mi s-a spus, doamne, n-a fost atentă. Cum se, acum mă gândeam cum se deschide. În interior se deschide. Nu știu, doamne. Șoase acolo la subsol, în interior. Și dacă am intrat așa, am deschis, în interior s-a deschis. Iar sus, către exterior. N-am reușit să intru, că n-am cum. Vă invit, când se începe, când o să se înceapă lucrările și când ar să vină constructorul, vă invit să ne uităm mai atent. Chiar vă rog, de ce nu? Nu, mie să spune, doamnă, că eu n-am când. Da, înseamnă că cineva a spus acele persoane au și fost. Pe bună dreptate, nu contest nimica. Și ce se poate remedia, de ce să nu remediem acum cât e constructorul acolo? Noi n-am făcut recepția lucrărilor încă, pentru că a solicitat constructorul, a solicitat prelungirea perioadei pentru din cauza condițiilor mete. Auziți, că trebuia pe 7 ianuarie să fie. Constructorul are făcut așa, așa și așa. Da. El are acolo când se montezi ușa. Și geamul și ușa. El probabil că ține tot proiect. Categoric să după proiect. Uite așa vine. Da. Și dacă e pe stânga, pe stânga am montat. Dacă e pe dreapta... Da. Categoria că este de pământ. Cine e, dar mare nu contează. Nu, nu i-am făcut. Așa a fost și cu gardul, știți că doar nu e. Alea de la ieșire trebuie să fie obligatorii pe afară. La baie nu se întâmplă incendiu. Nu, dar ideea este la oamenii, dacă e căminul lor, ia ce-mi crede, poate că e căminul lor. Ia tot acum, nu-i? Nu, dar... Să rovesc capul în capul, iese de la budă. Nu, să-i specială în prevenirea incendiilor. Și eu știu că nu se întâmplă incendii la baie. Dar dacă se întâmplă afară, la de la baie rămâne înăuntru sau trebuie să iasă și el? Nu, are clanță tot. Ce face la ușă după aceea? Nu, mă, dar dacă incendiu sus, ăla trebuie să iasă. Ușii din interior să spun că așa e proiect. Pentru că tot ce s-a spus s-a verificat, așa e proiect. Și cu gardul era problema. Așa e în proiect. Gardul 1,70, încă e la ușa din exterior unde se deschide, afară. Scândurile de 1,70 de metri. Bine, te-și lua până la 2 metri. Așa e proiectul, nu noi am făcut proiectul. Nu, te-am modificat. Poate proiectantul ăla ce o spăla să-i faci un gard mare, acolo să aibă gard. 1,7 era scândura în proiect. Să nu poate să sară nimeni în gard. La diverse vă propun ca pentru ședințele următoare să demarez un proiect de hotărâre privind încheierea unui contract privind serviciile de filmare, video informative, filmări privind evenimente majore ale localității, documentare, interviuri sau reportaje care se contribuie la promovarea localității noastre. Dacă sunteți de acord cu acest lucru. Și încă un proiect de hotărâre. Mi-a venit o adresă de la Crucea Roșie, prin care ne aduc la cunoștință că sunt mai multe UAT-uri în cadrul acestei societăți și ne solicită și nouă acceptul nostru de a intra în cadrul, să fim membri în societatea de Cruce Roșie, pentru că misiunea lor este de a ajuta familiile nevoiașe în caz de incendiu, în caz de inundații, fel și fel de ajutoare pentru familiile din comunitățile noastre. Pentru ședințele următoare, dacă sunteți de acord să facem aceste proiecte de hotărâre, vă pune discuției dumneavoastră. Deci la Crucea Roșie, ca membri, în cazul care aderăm, contribuția noastră este de 2000 de lei anual. Oricum, toate ajutoarele primite de la Crucea Roșie pe parcursul unui an, vă dați seama că depășesc această valoare pe care noi, cu care noi contribuim ca asociație. Da, deci respectiv, din cunoștințele mele, din experiența mea anterioară, eu am mai lucrat cu Crucea de Roșie la o altă primărie și pot să vă comunic că acțiunile lor se fac de 2 ori pe an, în general, înainte de Paști, după Paști, deci undeva primăvara-vara. Deci asta când dau sigur alimente și produse și haine și iarna, în perioada sărbătorilor, plus aceste acțiuni umanitare pe care le fac în caz de necesitate, situații de urgență și deci asta vă spun că se implică total în toată munca pe care o fac. Da. Iar suma cu care noi contribuim, oricum,
nu, nu acoperă cheltuielile, adică valoarea ajutoarelor pe care această asociație o dă. Da. Da. Nu mai am o întrebare. Da, cineva care a fost la satul nostru, oamenii ăștia poate să te ajutați din bar, primărie, cu ceva, bani sau, mă rog, alte ajutoare, dacă se poate, că e o familie necăjită, mi s-a ars casa de tot și... Eu știm, am fost acolo, imediat, domnul Vicea să știu. Nu, i-am adunat, dar da. De incendiu și la Vejenar, nici atunci nu s-a produs. Noi am adunat în sală. În biserică și cât s-a adunat? Nu știu suma că s-a adunat. Cum a fost ceva? Când a fost colectat? Duminică. Și a fost colectat la biserică sau prin biserică? Din sat ar trebui să meargă. Lumea să meargă din sat. Nu, s-a dat, să lași la biserică. Chiar nu știu. 4-5 milioane. Nu, cred mai mult. Nu am fost acolo... Cât e o colectă la biserică? S-a făcut colectă specială pentru. Deci nu... Dimineața și seara. Noi am fost acolo cu domnul viceprimar încă din timpul incendiului. Categoric am luat măsuri. Imediat. Am căutat o locuință. Știind că... Bine, este locuința părintească a doamnei din familia respectivă. Am luat legătura cu frații dânsei și au fost de acord ca să-i mutăm acolo. Am fost acolo și cu cei de la 416. Știți că era în perioada aceea când a nins foarte mult, era curtea plină cu zăpadă, ne-am dus, am mai avut voluntari care au urcat în pod, a verificat hornul de acolo, că locuința aceea nu a mai fost locuită de foarte mulți ani. Au fost oameni cu sufletul mare care s-au oferit, le-au dat saltele, paturi și bunuri de consum. Chiar și societăți. Chiar m-am bucurat pentru gestul lor și doresc să fim toți la fel. Cât uși de puțin, ei deci stau bine. Imediat au fost. Am luat legătura cu surorile de la Caritas, au fost deși au căutat haine, pentru că toate lucrurile au fost distruse, inclusiv actele în incendiu. Deci, acum ei stau bine. Bine. Da. Bine, așa cât se poate. Și continuăm cu aceste ajutoare. O să vină și din partea dumneavoastră. Ei, acolo unde au locuința, am convenit tot așa cu niște cetățeni cu suflet mare, care vor veni să ajute și ei să curețe locul în perioada asta și vom, sigur, îi vom ajuta. Noi avem de scos 2000 de metri cubi de balastru. Așa cum este. Multe case s-au făcut cu balastru de pe trotuș. O mașină, două de balastru vom duce, vom face și o închetă să le luăm și, eu știu, ciment pentru a amenaja. Și sunt câțiva cetățeni care au zis că vor contribui pentru ca să cumpere materiale de construcții. Categoric, apelez și la dumneavoastră, dacă se poate. Și vom mai încerca și alte societăți. Uitați, de asta vreau. Ca să colaborăm și cu societatea Crucea Roșie. În cazuri din astea, atunci, dacă noi cotizăm pentru ca ei să ajute în altă parte, când avem nevoie, acel ajutor se întoarce și pentru noi. Dacă noi am fi fost acum la Crucea Roșie, sigur că ar fi apelat și ar fi venit cu ce se putea. Aici era vorba și este vorba de materiale de construcții pentru a ridica, eu știu, acea căsuță cu două camere. Mai nu știu dacă vom putea, dar și asta este un lucru bun. Sigur că am demarat activitatea. Dar balastru unde să cară de acolo din pripot? Păi am stagnat și cu voi, pentru că a fost perioada asta de ieri. Nu, dar unde să cară de acolo? S-a adus acum să cară. Așa, am zis nu să facem... Nu se ridică, chiar să cară, uite, văd și el. Și luni dimineața am văzut. Se cară, de către cine? Adunat. Nu m-au venit cu mașina, am cărat acum. Cine? Și mai bine. Da, acum, luni dimineața, când mergeam la muncă la 8 și 5, venea cu gurdă și cu mașina mare. Și m-a luat balastru. Cum nu știu că au venit și ridicat mai eu așa știu că a făcut loc, așa mi-a zis. Ce să loc a făcut? Dacă ai văzut. Uite, văzut, nu, dar eu am zis că mi s-a părut, dar au văzut și el acum. Și bine, vom vedea că doar se poate cuba, doar dacă se face depozit, nu se poate cuba, nu? Nu se poate cuba, nu? Dar nu de răutate, zic, am zis că poate bara strează pe undeva, pe... Poate aduce înapoi, mă, avut nevoie, undeva. Da, categoric. Se poate, mă gândesc că, făcând depozite, vom putea cumva. Așa, acest balastru va merge pe acele drumuri de exploatare care s-a introdus în domeniul public. Acele... Ora? Nu! Deci, acel balastru... Absolut, bravo. 8
și 5 era. A, 8 și 4. M-ați întrebat unde vom pune acel balastru. Să știți că este un balastru bun. Sunt și bolovani, într-adevăr, dar nu se poate altfel, credeți că doar. Dar vom pune pe drumurile comunale, ca să economisim în bani. Plus drumurile astea de exploatare care a intrat în intravilan. Pentru că proiectul extinderea rețea, suntem în faza de autorizare deja. Vom avea proiectul tehnic, vom scoate lucrarea la licitație și vom începe extinderea rețelei, pentru că suntem zilnic asaltați de cetățenii care au nevoie de acest curent. Eu asta nu mă înțeleg greșit. Nu, foarte bine. Foarte bine. Balastrul ăla, dacă-i dați cuiva, nu-i trebuie la nimeni foarte balastrul. Foarte bine. Cine de pomană nu-i trebuie, sigur. V-am spus, oricând puteți să ne sesizați, pentru că nu avem cum să cuprindem tot. Dacă poate duce pe la Porogodi în jos, duce-i balastreaz acum, după balastreaz. Bă, România e posibil orice, am văzut și țar foarte altă pe ei. Drumul de țar, balastru, plin de zăpadă, ce balastru? La Oreș, cum tu rabe toate vorbim? Dar cum se... Doamna primar, posibilitatea, fiindcă ce putem face, Paula? Și acolo vreau. Dar trebuie să chemăm și pe sală. Am înțeles că vor să vină niște domn cetățeni, nu știu dacă au venit. Au venit? Cum să nu? Dacă au venit, poate să intre. Să chem ședința și ședința. Să închidem. Da, n-ați răspuns la... contractul acesta de prestări servicii pentru filmările pe care le avem. Dânsii vor veni și pentru alte activități ale comunității noastre. Eu știu, pentru promovarea comunei, pentru promovarea elevilor noștri, activităților noastre de aici. Nu este o sumă mare, este o sumă aici bun, care este că sunt 80 de euro, am văzut că 370 lei la care s-a dat TVA. Avem PSA-ul, e pe licitație electronică. Da. Domnul Ureanu, vă dă explicații mai bune ca mine și mai sigure? Da, dacă doriți, eu pot să vă spun câteva cuvinte. Prezența noastră aici la dumneavoastră, cred că am mai spus și data trecută, dar zic eu, este extrem de benefică. De ce? Pentru că, să știți, ajută noi, din experiența de 2 ani până acum, am observat că transparența decizională, deci ceea ce hotărâți dumneavoastră aici, este foarte important pentru cetățeni. Și acest lucru, știți, până la urmă ajungem tot la politică. Ajută toate partidele, nu numai un partid sau altul. Pentru că în felul ăsta fiecare din alegătorii dumneavoastră vor vedea ce dezbatere ați avut, ce propunere ați avut și așa mai departe. Mai mult decât atât, lăsând deoparte ședințele de Consiliul Local, noi ne-am propus încă de la bun început să promovăm județul Bacău. Inclusiv venind aici la dumneavoastră să se audă și despre Comuna Pârgărești, pentru că sunt oameni plecați în străinătate și vă spun foarte sincer că cei care sunt în străinătate, poate și de dorul de a mai ști ceva despre locul de acasă, vor să vadă ce se mai hotărăște aici în Comuna Pârgărești. De asemenea, rolul nostru este foarte important, știți de ce? Pentru că sunt aceste proiecte controversate pe care le știți și dumneavoastră. Adis, Bacău, Adib. Sunt multe dezbateri în spațiul public și este foarte bine ca dumneavoastră să aveți o deschidere și să se vadă poziția dumneavoastră foarte, foarte clar, dar mai mult decât atât, dacă veți viziona de la celelalte localități, veți observa și veți avea un schimb de experiență, veți vedea cum celelalte UAT-uri iau decizii în problemele pe care și dumneavoastră le stabiliți aici. Deci, din punctul meu de vedere, este extrem de util, mai ales că suma este mai mult, din punctul nostru de vedere, acoperă doar cheltuieli de transport și observați că e vorba doar de 80 de euro. Dar ne propunem să venim și am răspuns și vom răspunde în continuare și mulțumim doamnei primar, dar și a dumneavoastră consilierilor, când sunt acțiuni culturale, aveți probabil elevi buni la învățătură, când sunt, vor veni vremurile, ați văzut, sunt extrem de complicate, ori prezența noastră vă va ajuta pentru a comunica mai departe să vadă și Consiliul Județean și celelalte instituții a statului cu ce probleme vă confruntați. Deci noi veți avea un partener corect, loial, în sensul că mă angajez aici în fața dumneavoastră ca ședințele Consiliului Local să fie difuzate de la un capăt la altul, nu tăiate, nu interpretate, nu, să știți, eu de aia mai merg pe teren, eu am cameramani suficienți,
dar plecă, vin din tot județul tot felul de consilieri și a spus, domnule, noi vă dăm posibilitatea să vorbiți în consiliu local, nu să veniți la noi la televiziune la Mănești. Și mergând pe această politică, am observat că, indiferent de culoarea politică, oriunde am fost noi, lucrurile au mers foarte bine. Deci, în continuare, aveți în noi un partener corect. Noi suntem o televiziune informativă, nu suntem o televiziune de scandal. Avem o singură excepție în județul Bacău, unde, într-o localitate unde se încalcă legea și unde, într-adevăr, nu s-a dorit să filmăm deloc. Am spus, domnule, venim și pe cheltuiala noastră, așa cum am făcut în multe localități. Dar, în rest, cu toate primăriile avem legături. Din partea noastră, vă spun, echidistanță totală, pentru că asta interesează cel mai mult și noi am declarat acest lucru de la bun început. Și mai mult decât atât, încă o dată, doamna primar, să ne invitați la evenimente culturale. Când se recepționează un proiect finanțat de dumneavoastră sau din fonduri guvernamentale sau europene, de ce nu, când sunt probleme deosebite care considerați că depășesc puterea dumneavoastră și sunt lucruri care în interesul comunității trebuie să le transmite și prin presă. Da. Este foarte important. Suntem alături de dumneavoastră, de toți consilierii, noi respectăm instituția Consiliul Local, instituția primarului, așadar sperăm să avem o colaborare foarte bună și oricând vă stau la dispoziție și pe parcurs, când veți avea anumite întrebări pentru mine, nu vă sfiiți, întrebați-mă când vin aici și cu mare drag o să vă răspund și vom comunica cât mai bine. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc un an bun, că anul ăsta e... Și înțelegem că dacă e o problemă, ceva, un eveniment, în comun vreau să veniți la orice... Da. Sigur că contractul se referă și la anchete. Sigur că da. Să știți că avem un localitate... Nu, niște anchete care e în folosul comunității. Păi sigur că da, dar încă o dată vă spun. Noi nu suntem o televiziune de anchete economice sau de alt gen. Dar când există și luați o decizie dumneavoastră în Consiliul Local, împreună cu conducerea, că sunt anumite lucruri pe care aduc un beneficiu pentru localitate, da, sunt partenerul dumneavoastră. Nu, dar sunt instituții unde nu la toată lumea li se prezintă niște acte din urmă, dar la presă sunt obligați prin lege. Noi vă așteptăm oricând aveți la ceva, la presă, când veți avea, eu vă spun foarte sincer, după o luptă, poate o să vi se pară un lucru mare ce vă spun acum. Unul din sloganurile noastre este, noi ne luptăm, a spus, domnule, sunt prieteni cu toți primarii din județul Bacău, cu toți consilieri. Dar în momentul în care există corupție, să știți că sunt un adversar foarte puternic și redutabil. Deci, sunt deschis pentru orice document care vine, dar să fie, cum spui eu, nu promovăm lucrurile fără dovezi. Deci trebuie să dovezi. Absolut. Ne obligă și legea și CNA-ul ne obligă, domnule, nu poți să iei un interviu cuiva și să-l publici dacă omul ăla nu-ți prezintă un document autentic. Pentru că altfel riscăm să ne pierdem noi toate licențele și astea. Dar ideea o duc mai departe la ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu mă refer în momentul în care împreună cu toții aveți o problemă care trebuie prezentată în mass media. Pentru că noi lucrăm și cu agenții de presă. Noi, comunicarea, știți acum, cu ajutorul internetul merge foarte repede. Dacă considerați că e o chestie care nu aveți alte pârghii, eu știu, poate un proces durează foarte mult, am avut situații din astea, aveți un constructor care nu-și respectă... Avem o problemă mare cu apa. Și decideți împreună cu consilierii și cu doamna primar, vă venim. Dar nu o să putem veni punctual să spunem că vine un anumit consilier dintr-un anumit partid, știind că primarul e din alt partid sau altă chestie de genul ăsta și atunci hai să facem o campanie... Nu, aici nu... Nu, aici nu se poate. Deci, dacă noi facem un contract, dacă veți observa, contractul se referă la promovarea comunei. Deci aștept lucrurile constructive, că critici... În sensul frumos al... Da, nu, dar e vorba. Categoric avem și probleme. Deci sunt alături de dumneavoastră ca și comunitate. Deci nu voi lucra individual neapărat și așa mai departe. Și va veni și campania, o observați că ne vom rezerva, doar am prezentat dezbaterile pe care le aveți aici în ședință. Eu vă mulțumesc foarte mult și doamna primar, domnule viceprimar, sunt extrem de bucuros că văd aici niște oameni și un consiliu local așezat
dezbaterile își găsesc locul. Noi apreciem întotdeauna lucrurile astea. Dar o să vă rog în momentul în care, pentru că se va apropia campania electorală peste 2-3 ani, dacă se va depăși la un anumit prag anumite acuzații nefondate, noi, televiziunea, ne rezervăm dreptul atunci să decidem cât dăm din o ședință. Deocamdată mai avem până la campanie, așadar eu cred și sper de la dumneavoastră că împreună cu toții veți face lucruri care vin în interesul. Da. Deci apreciez activitatea din Consiliu și apreciez dezbaterile și suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Doamna, acum am o întrebare. Da. V-ați mai interesat infecția aia din Călău? De? Cu fata aia. Da. Păi eu fost asistentul medical comunitar la școală. O vorbit cu învățătoarea. Am vorbit cu mama fetiței. Acolo nu numai unde este infectat, acolo sunt mai mulți. Am vorbit cu mama fetiței, automat, ce soțul ei a fost internat într-un spital de așa natură, spitalul va cere obligat membrilor familiei să-și facă toate analizele și toate investigațiile medicale. A rămas să mă anunțe și să vedem. Care au copii. Toată lumea, măi, Michi, i-am zis. Zic o dată, de două ori. Bine, soțul este internat, o fost să-ți TBC. Nu este o boală care să... Nu e numai decât domnul consilier. Dar nu poți elimina un copil să-l scoți din clasă că tatăl ei este bolnav de TBC. Până, da? Proba contrarie. Da, oricum se vor face investigații medicale. Eu știu de la Valentin din bloc. Asupra membrilor familiei. Știi că au fost internat. Toți copiii, toată lumea, au fost luați. Toată lumea care a intrat în contact cu ei. Toată lumea. A rămas ca asistentul medical comunitar să continue și să facă acele investigații. Categoric. Așa. Deci, sunteți de acord cu aceste două propuneri pentru proiectele de hotărâre, pentru ședința următoare? Cu inițierea celor două proiecte, da? Da? Să știm, ca să... Da, doamna secretară, înseamnă că să faceți... Așa. Mai aveți alte probleme în fața camerei? Trebuie să ajung la Bacău. Da. Dacă nu mai aveți alte propuneri... Doamne, dacă se poate face o adresă la cei cu mijlocul de transport din comună, să afișeze programul de lucru. Este. În mașină este. Da, dar se fac și bări în ziua mare. Nu știu, în mașină, da, este. În mașină este, dar mașină nu trebuie să rupi. Stați-vă de la urmă, la ce ore este microbusul de la București? Și șoferul se înjură că ci când e la voi să plece de pilot. Dacă oprește fiecare foarte cinci. Da, păi am să iau legătura cu administratorul. Nu, direct cu administratorul, pentru că tot așa am luat legătura cu dânsul și am solicitat ca microbuzul, barăm, de două ori să intre în satul Bahnea. Că știți că au fost probleme, știți că nu mergea microbuzul până în capătul satului, de fapt nu intra în satul Bahnea. Și din decembrie a făcut acest gest, a prelungit traseul, barăm să aducă oamenii la primărie, în oraș, să le oprești și ducă. Curbe, linie, contru, trecere de pieton, trebuie să te oprești când nu ai vizibilitate. Nu, da. Și atunci tot trebuie vizibilitate. Păi dacă se întâmplă un accident, cu programul oraș se poate face. Păi tot cetățenii cer, oprește-mi aici, că vreau să cobor, oprește. Banunță șeful și șeful ia... Da, să le atragă atenția șoferilor, că să oprească numai stațiile de autobuze. De bani, la tot discutăm. Șoferi de ei, cred că sunt mai șansa, de tot ei și-a discutat. Au fost lăudați, îmi spune. Închidem lucrările ședinței noastre. Și vă mulțumim pentru participare și vă rog să mai rămâneți ca să discutăm probleme și alte probleme ale comunității.